CS Hunedoara își continuă seria bună a evoluțiilor în seria a noua din Liga a treia de fotbal. Hunedorenii conduc în serie după etapa a 10-a, prima a returului sezonului regular, cu 28 de puncte, cu 5 mai multe decât următoarea clasată, Metalurgistul Cugir. În etapa din weekendul trecut, Hunedorenii au învins clar acasă cu 4-1 pe Viitorul Cluj, după ce la pauză conduceau cu 2-0 prin golurile lui Simon și Jairo. În partea secundă a jocului, oaspeții au redus din handicap, din penalti, prin Roșca, lucru ce l-a deranjat un pic pe antrenorul Hunedorenilor, Florin Maxim. Dar apoi corviniștii au revenit și au punctat de două ori prin Vlad și Bedea. Am început mai bine jocul față de celelalte partide. Referitor la adversar, este un adversar de Liga a treia. Faptul că joacă cu copii, asta nu-i treaba noastră. O echipă organizată. Și în meciul tur, cumva, poate abordarea a fost altfel. Fiind primul meci, băieții au abordat altfel meciul. După 2-0, după pauză, a fost acea greșeală când, cumva, i-am băgat ușor în joc cu acea greșeală la penalti, dar pe ansamblu sunt mulțumit de joc și de rezultat. Un alt lucru care l-a deranjat pe Florin Maxim, ca și pe toți microbiștii de altfel, a fost absența publicului, datorată măsurilor de siguranță sanitară, lucru inexplicabil însă, în condiții în care, în locuri mult mai aglomerate, poți avea acces fără probleme cu certificatul de vaccinare, iar în altele nici măcar nu se cere acest act. Sincer, e așa dezolant și cu atmosfera asta de toamnă. Sperăm să mai dureze o săptămână, două, pentru că nu văd logica. Până la urma urmei sunt oameni vaccinați care pot să vină cu certificatul verde, exact cum intrăm în mall-uri, putem să stăm și în aer liber, da? Eu cred că se va regla și chestia asta. Etapa viitoare, Hunedorenii vor juca din nou acasă cu Arieșul Turda, antepenultima în clasament cu 8 puncte. O victorie așteptată de altfel de toată lumea ar însemna o apropiere și mai mare de play-off, unde se vor califica primele 4 clasate de la finalul sezonului regular. Practic, pentru corviniști, acest lucru este doar o chestiune de timp, întrucât a treia clasată, Unirea Ungheni, este la un ecart de 8 puncte, iar față de echipele de pe 4 și 5, respectiv Gloria Bistrița și Viitorul Cluj, are un avans de 10 lungimi.